Bună ziua! Președintele formațiunii politice Pro-România, domnul Victor Ponta, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Mulțumesc că mă invitați din nou. Vă propun să începem discuția de astăzi cu cel Direct, mai recent direct, da. scandal din Parlament, votul pe legea de înființare a Fondului Suveran. Vedeți, nu, stați. Nu e un scandal în Parlament. Că până la urmă e vorba de ceva categoric de cea mai mare afacere din ultimii 28 de ani. Pentru că cele 33 de companii care trec de la guvern, de la stat, se duc într-un fond privat, valorează cel puțin 10 miliarde de euro, de fapt mai mult. Niciodată în România nu s-a întâmplat, nu s-a dat un tun de asemenea dimensiuni. Și e ceva fără precedent. E vorba despre companiile care au mai supraviețuit, știți cum, după cei 28 de ani de tranziție. Altfel sunt companii înființate pe vremea lui Ceaușescu, construite de români și după aceea, Construită cu ajutorul nostru, da, al oamenilor, nu al lui da. Ceaușescu, nu le-a făcut Ceaușescu de acasă, al românilor, care înseamnă producția de energie, transportul de energie, gaz, nu doar energie electrică, până la aeroportul Otopeni, portul Constanța, antibiotice Iași, oil terminal, adică infrastructura de transport. Toate acestea au trecut, au supraviețuit după niște crize, și criza din 97-98 și criza din 2010. În 2012-15 s-au restructurat, s-au modernizat, au făcut profit, au fost listate la bursă multe dintre ele, dar statul român a rămas acționar majoritar și erau ale guvernului. Astăzi, prin legea domnului Dragnea, ele trec într-un fond privat pe care nu îl va ști nimeni de cine e condus, va fi condus de niște oameni desemnați de domnul Dragnea, care nu se supune legii privatizării, nu este controlat de Curtea de Conturi, nu este controlat de guvern, nu dă niciun fel de raport nimănui și care are o prevedere acolo extrem de importantă, poate să vândă fără niciun fel de licitație sau procedură publică acțiuni. Adică poate să vândă hidroelectrica timp de 4 ani cât am fost prim-ministru, s-au perindat pe la mine prin birou tot felul de oameni de afaceri binevoitori din Israel, din America, din Rusia, de peste tot, toți vreau să cumpere hidroelectrica. Le-am zis nu. O listăm la bursă, rămâne statul român acționar majoritar și dacă vreți, duceți-vă și cumpărați de la bursă. A, nu vrem de acolo, că acolo e cu bani cinstiți. Romgaz, Transgaz, Transelectrica, practic ce a mai rămas din vacile statului român au fost îngrămădite într-un fond al lui Dragnea. El a venit cu această idee din Israel din 2016, dar eu o știam de mult și dădusem afară de multe ori. Domnul Și Dragnea spunea că dumneavoastră ați fost de acord și păi vă minte, susținați ca de obicei. necesitatea Tocmai a declara public. domnul Dragnea a mințit și minte și acum, cum a mințit tot timpul de altfel. În 2016, domnia sa a preluat o idee care era a Băncii Mondiale, a Comisiei Europene și anume, care a spus așa: dacă doriți într-adevăr o mai bună administrare, în primul rând puneți administratori privați. Nu mai numiți politic. Ceea ce s-a schimbat acum, toți sunt de la partid. În al doilea rând, listați-o la bursă. Asta înseamnă orice companie listată la bursă, orice fond listat la bursă, are o transparență obligatorie, pentru că și eu pot să fiu acționar cu acțiune, am dreptul să văd Corect, cine e în da. bord, cât cheltuie să... Nu l-au listat. Spuneți care sunt proiectele de investiții. Nu există niciun proiect de investiții. Aici pur și simplu s-au luat companiile de la Ministerul Energiei, de la Ministerul Economiei, nici nu știu de ce mai rămân ministerele acelea, că n-au nimic de făcut. S-au pus, repet, într-un fond privat, care nu este nici al guvernului, nu este nici al parlamentului, nici al unei instituții publice. Și acolo veți Al cui afla este, de ia fapt? lui Dragnea și al oamenilor din Israel care l-au sprijinit să facă acest fond. Și care veți vedea că vor cumpăra diverse fonduri, sigur. Eu știu că sunt și fonduri din Rusia interesate. De ce? Pentru că se vorbește în special de partea de producție și de transport de energie. Și o să constatați ceea ce s-a mai întâmplat în România. Știți, am avut fabrici care produceau anumite lucruri în anii 90, s-au privatizat, s-au închis, acum sunt moluri și blocuri pe ele și importăm acele produse. O să vedeți că prin anii 2020, 21, 22 nu o să mai producem, noi o să importăm. De unde? De la cine produce energie electrică, fie că e vorba de Rusia sau de altcineva. E fără precedent și cineva zicea, scria pe Facebook că, domnule, Ceaușescu a construit și Dragnea le fură.
Da, dar este cu complicitatea unor oameni care de azi nu pot sau nu au putut să spună azi că nu știu ce votează. După ce am vorbit în Parlament, că n-au știut cei de la PNL, de la USR, n-au știut să explice, au zis că sunt contra, dar n-au. Eu am vorbit și le-am explicat foștilor mei colegi ce am făcut împreună în anii trecuți. Și era așa, în cameră, cei de la ALDE s-au cam răzgândit, unii de la PSD, după care a venit domnul Dragnea, a cerut pauză, i-a luat, a stat în fruntea lor și au trecut la vot. Sper totuși, mai e o șansă, sigur, la Curtea Constituțională. Da, opoziția spunea că va ataca această decizie. Opoziția bine face că atacă, dar vedeți, opoziția se încurcă în propriile prostii. După ce săptămâna trecută aceeași opoziție a zis să nu respectăm decizia Curții Constituționale legată de Chiovei și astăzi vin și spun atacăm la Curtea Constituțională. Sigur că un PSD-ist viclean, șmecher cum e Dragnea, o să zică, păi nu o să respectăm nici noi decizia Curții dacă voi nu o respectați. Din păcate nu avem o opoziție inteligentă, serioasă. Useriștii măcar se bat, dar nu știu despre ce e vorba, peneliștii nici nu se bat. Și atunci sigur că Dragnea are cea mai multă putere de la Ceaușescu încoace. N-a avut nici Băsescu, nici Năstase, nici Iliescu, atâta putere. Sunteți acuzat, să spun așa, că în ultima perioadă ați pornit o campanie de raculare a PSD-știlor din dorința de a destabiliza partidul condus de Liviu Dragnea. Cum comentați aceste afirmații? Bine, acuzații din astea care se spun la televizor unde oamenii nu gândesc și odihnesc neuronii, se uită la televizor. Cei care au venit lângă mine au plecat de la putere, din funcții. De la vicepreministru Daniel Constantin, la șef de comisii, și ne-am format un mic grup în opoziție. Tocmai ne-a dat afară domnul Dragnea din toate comisiile. Noi suntem acolo, ne ducem, dar nu avem voie să fim în nicio comisie, să putem să lucrăm ceea ce știm. Între timp, în acele zile, domnul Dragnea a cumpărat niște parlamentari, niște traseiști de principiu, da? Care erau în opoziție și au trecut la putere și le-a dat funcțiile. Deci, până la urmă, faptul că eu nu sunt de acord ca pe numele meu și pe încrederea pe care o am sau alți oameni, Dragnea și ai lui să ia decizii stupide sau să fure, cum fură astăzi companiile de stat, e ceea ce eu cred că e corect. În rest, dacă noi cei care plecăm de la putere în opoziție și vrem să ne batem pentru ceva, suntem răi, și ăia care vin din opoziție și vin la putere să le dea Dragnea funcții buni, asta e un gen de discurs pentru niște oameni al căror, repet, neuron stă doar în televizor și cu mâna întinsă să le dea Dragnea să le mai dea ceva. Spuneați recent că încă 3 deputați, dacă nu mă înșel, vor veni din PSD la Pro-România. Probabil că da. Vor mai urma și alte nume sonore, precum domnul Bănicioiu? Eu am vrut să vină la Pro-România, nu vreau să vină tot PSD-ul la Pro-România. Eu am vrut să fac o echipă mai mică, dar capabilă de ceea ce, uite, dita mai PSD-ul nu e stare. Și anume, noi am pus 15 oameni pe 15 domenii. Și toți cei 15 se pricep, au fost miniștri, au fost secretari de stat, sunt buni în domeniu. Venim cu proiecte, explicăm de ce nu votăm un fondul, de ce votăm ceva. Astăzi am votat lucruri pentru, altele contra. Nici PNL-ul nu e stare să vină. Vedeți, domnul Orban strigă peste tot că o dă jos pe doamna Dăncilă și ce? Să vină Orban? Care e echipa lui Orban? Care e programul de guvernare? Așa încât, cred că în Pro-România putem să facem ceea ce nu există în acest moment în partidele mari, și anume competență, profesionalism și o disciplină de partid. Că azi mă uitam la deputații PSD, stau cu capul în jos și apăsau pe buton că îi controla omul lui Dragnea dacă votează sau nu, dar n-a fost în stare niciunul să explice de ce crede el că e bun fondul ăsta suveran. A ieșit cineva și a zis, pentru că în programul, știți, povestea aia, litania aia de doi bani cu programul de guvernare. Păi unde scriam în programul de guvernare că o să luați companiile și o să le puneți într-un fond care să le vândă? Dacă spuneați chestia asta, nu vă mai vota nimeni. Unde scriam programul de guvernare că o să treceți contribuțiile de la angajator la angajat? Că nu vă mai vota nimeni. Unde ați scris în programul de guvernare că luați banii de la pilonul 2 de pensii? Nu ați scris. Deci toată a fost o minciună. Tot ce ați scris în program, ați spus și pe mine să susțin programul și pe alții, după care de-a doua zi le-ați schimbat. Unde ați scris în programul de guvernare că o să fie Dăncilă prim-ministru și Darius Vâlcov șeful guvernului? Că dacă spuneați, eu cred că nu vă mai vota oamenii. I-ați păcălit. Ok, acum vreți să-i cumpărați, îi țineți. Toată lumea stă, am întrebat
cine vine la meeting-ul de sâmbătă? Și toți mi-au zis, domnule, ne-a făcut listă, suntem toți de la primărie, de la autoritate, de la Consiliul Județean, ne-a făcut listă, cine lipsește luni ne dă afară. Dacă spuneți în programul de guvernare că o să luați oamenii cu japca sâmbătă de acasă, să-i duceți nu știu câte ore la București ca să protesteze, să nu știe contra cui protestează, probabil că nu v-ar fi votat. Anul 2016 este într-adevăr o mare înșelătorie, iar Dragnea, la următorul scrutin, oricât va cumpăra oameni, va deconta această înșelătorie. Îmi pare rău că acest lucru se va resimți și asupra PSD. Eu țin la PSD. Îmi pare rău de ce se întâmplă cu PSD-ul care a fost confiscat de grupul ăsta infracțional. Dar, până la urmă, dacă stau acolo cu capul în jos, asta e. Amintați acum de meeting. Este într-adevăr un meeting pentru apărarea democrației, cum susține domnul Liviu Dragnea, meetingul de sâmbătă? Da, dumneavoastră vă simțiți apărată de Dragnea sau eu mă simt apărat de Dragnea? Nu. Este un meeting care să intimideze pe judecătoarele de la înalta curte ca să-l achite pe Dragnea. Că dacă nu-l achită, uite, ăia 100.000 de PSD-și, nu știu, o să dea foc la înalta curte. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Este un tip de, nu știu, sigur, sunt alte societăți unde s-au întâmplat lucrurile astea de la Mussolini încoace, să ameninți cu oamenii din stradă. Marea diferență este că oamenii din stradă o să-i vede sâmbătă. Nu sunt deloc entuziași, nu credeți că moare cineva de iubire față de Dragnea, că am văzut că are 5% în sondaje. Vin de nevoie, că au un salariu bun, acum știți, e mult mai bine să lucrezi la stat decât la privat în ziua de azi. Salariile sunt foarte mari, condițiile sunt bune, la private muncește patronul, la stat îl auzi pe Dragnea și e tot ok. Și atunci, sigur, vin sâmbătă, în loc să stea acasă. Sute de mii de oameni, cum spunea domnul Dragnea? Nu știu, cine sau... o să știe dacă sunt sute de mii sau... Important e că nu vine niciunul de bunăvoie. Că toată lumea vine pe tabel, cum era, șef de detașament, de grupe, de cum, ca la pionier, nu? Îi organizează. Cu steaguri. Îi încolonează, le dă tricouri. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Sigur, când sunt campanii electorale, se fac meeting-uri electorale, susținem pe X sau pe Y să fie primar, președinte, să... dar să aduci oamenii să protesteze, tu fiind la putere. A, da, în opoziție, sigur, protestezi contra puterii, că nu știu ce face ceva rău. Dar tu la putere, merg în Piața Victoriei să protestezi, să strige ce? Jos guvernul? Că dacă strigă jos guvernul, merg și eu sâmbătă la protest. Nu e nicio problemă. Vă dați seama, situația e absurdă să folosești. De la Ceaușescu încoace, de la comuniști încoace, nimeni n-a mai folosit sute de mii de oameni ca și decor pentru și Ceaușescu și-a convocat atunci pe 21 decembrie să arate că îl iubește poporul, dar nu venise nimeni de dragul lui. Așa și Dragnea își comandă să le arate judecătorilor de la înalta curte, ia aveți voi grijă că dacă îndrăzniți să dați ceva în dosarul ăla, ia uite câți oameni am eu aici pe care i-am adus cu autocare, ca pe mineri, știți cum? Ca Miron Cosma, când venea cu minerii să nu-l condamne judecătorii. Acum, revenind la Pro-România, cât de aproape sunteți de formarea unui grup parlamentar? Bun, noi suntem într-o bătălie cu Dragnea la cameră, care va dura mult și care, până la urmă, o bătălie de proceduri, nu interesează pe oameni. Suntem 11 deputați, important e că cei 11 fiecare, sigur, regulamentul zice 10, o să ne respingă, o să mai luăm încă trei ca să fim, ducem niște bătălii procedurale. Mai departe însă, faptul că existăm e cel mai important lucru, faptul că vocea noastră se aude azi când am vorbit în Camera Deputaților, chiar a ascultat toată lumea, că după cum știți, când vorbesc despre ceva, mă pregătesc acel subiect și dincolo de grup, de negrup, sigur, n-am nevoie să-mi dea Dragnea mașină, să-mi dea BMW-ul lui 740 să merg cu el. Nu asta mă interesează. Mă interesează să existăm ca și voce politică. Și existăm deja. Am văzut că existăm și în sondaje. Mă sună tot felul de oameni care fac sondaje și îmi spun, dom'le, nu pot să te dau public, taie Dragnea finanțarea, dar vreau să-ți spun că direcția e bună. Vreau să vă spun însă că din aceste sondaje, vorbesc de cele făcute chiar adevărat, nu propagandistic. Există două mișcări politice care cresc. Sigur, eu încerc să cu Pro-România și strângem o mare parte din cei nemulțumiți de PSD. Există însă acea mișcare a domnului Cioloș care strânge nemulțumiții de PNL. Ori, asta până la urmă e un lucru bun. Dacă oamenii spun ne-am săturat de PSD și de PNL.
PSD cu Dragnea fură, PNL cu Orban bate câmpii. Până la urmă e un lucru bun și probabil se va vedea la următoarele alegeri. Apropo de alegeri, va avea Pro-România un candidat la alegerile prezidențiale? Sigur că da. Spuneați la lansarea agendei politice a Pro-România că vă citez acum. Este astăzi aici în sală candidatul. Sigur, am și spus de altfel că de exemplu, sigur, n-am vorbit direct și nu, dar un candidat cum e doamna Andronescu, da, ar fi un candidat de centru-stânga pe care noi l-am susține. Deocamdată există doi candidați în dreapta, domnul Iohannis, domnul Tăricianu, poate și domnul Cioloș, și în stânga cine? Dragnea? Să fim serioși, adică Dragnea va lua cel mai prost scor din istoria PSD-ului. Între Iohannis și Dragnea, pe cine ați votat la alegeri? Nu, ori dacă domnul Dragnea va ajunge în turul 2 la prezidențiale, voi face ceea ce au făcut foarte mulți oameni în 2000. Știți? L-au votat pe Ion Iliescu, fără să țină cu Ion Iliescu, dacă să nu ia să Vadim Tudor. Va fi un vot contra. Deci veți vota pe Iohannis. Voi vota pe oricine va fi în turul 2. Sper însă ca până atunci lucrurile totuși să... Vă mai spun un lucru. Sincer, eu cred că pentru Klaus Iohannis... cea mai bună variantă este Liviu Dragnea, că va câștiga. Va câștiga cum a câștigat Iliescu cu Vadim, 70-30. Un alt candidat îi va pune mari probleme lui Klaus Iohannis, pentru că totuși activitatea, dincolo de 3 ani în care n-a făcut nimic, acum când e confruntat cu niște crize, n-are nicio reacție. E foarte neclar în ceea ce face și nu pare capabil să... Nu de acel leadership de care țara are nevoie în momente de criză. Deci cred că pentru Klaus Iohannis marea șansă și să câștige al doilea mandat este să candideze cu Liviu Dragnea. Acum că tot am adus aminte de doamna Ecaterina Andronescu, dânsa a fost prezentă la lansarea agendei politice, deși se află în PSD în acest moment, din câte știm noi. Sunt mulți colegi din PSD cu care am vorbit și care sunt conștienți ca și mine că direcția în care Dragnea duce PSD este o direcție dezastruoasă. În primul rând, nu mai are legătură cu ceea ce ne-am dorit toți, Năstase, Joana, eu. Și anume un PSD mai european, mai spălat, mai modern, mai... Dragnea l-a dus așa la un fel de Fidesz al lui Victor Orban cu accente românești. Adică un populism, o neseriozitate, incapacitate de guvernare. Vedeți, asta e marea problemă. Eu am intrat în PSD, în primul rând pentru că am zis, uite, Adrian Năstase e un bun premier și îmi place cum guvernează. Mulți alții au intrat în PSD că au fost mulțumiți de guvernul Ponta. Acum ce să zici? Să zici, sunt mândru de guvernul Dăncilă? E groaznic, e cumplit. Pentru că este cel mai ridicol și incompetent guvern pe care România l-a avut. Mă gândeam că nu o să depășească nimeni guvernul Boc. Dar uite că l-a depășit cu mult. Iertați-mă, domnul Boc este 10 clase peste Dăncilă. Ceea ce e foarte rău, adică am încercat să evoluăm totdeauna. Să mergem spre o direcție, să avem oameni mai bine pregătiți, care știu mai multe limbi străine, care au mai multe cunoștințe, să ajungem până la urmă la cineva care n-a putut să iasă primar la Videle. Doamna Dăncilă n-a fost alesă primar la Videle și a ajuns prim-ministru. E totuși păcat pentru România. A avut mai mult noroc în București. Mă rog, nu e vorba de noroc aici. A făcut o mare greșeală că a acceptat... propunerea lui Liviu Dragnea. Dar Liviu Dragnea, prin modul în care ne-a tratat pe noi toți, adică, dom'le, nu mă interesează de voi de români, eu îmi pun pe fata mea de la Videle prim-ministru, a arătat un mod de gândire numai de când punea Ceaușescu pe tovarășa Elena, n-am mai văzut așa ceva și e păcat că ne întoarcem la acele vremuri. Dar se pare că suntem o societate care nu reușim să mergem mult timp pe un drum bun, ne întoarcem, iarăși ne împiedicăm, iar o luăm înainte. Păcat. Ați discutat cu doamna Ecaterina Andronescu să vină dânsa în Pro-România și să... Nu, n-am discutat să vină în Pro-România pentru că mi-aș dori să rămână și doamna Andronescu și alții, să rămână în PSD, să încerce acolo totul să construiască ceva. Repet, eu nu vreau să mut tot PSD-ul pe Pro-România. Sper și sunt convins că există și în PSD destui oameni care nu se lasă nici cumpărați cu funcții, nici amenințați. Chiar dacă acum e o presiune extraordinară asupra tuturor, sunt amenințați, te zbori din funcție, pățești chestia aia, nu o să mai fii. Dar și genul ăsta de presiuni, la un moment dat, sunt oameni care se satură de ele și zic ajunge.
Ca să nu mai vorbesc, vă spun încă o dată, m-am uitat astăzi la mulți din colegii deputați. Toți au înțeles că azi au votat ceva groaznic, ceva împotriva României, ceva care o să-i urmărească mulți ani de acum încolo, se ducă acasă, de unde sunt ei, din județul lor, și oamenii se întrebe, bă, tu ai votat să vinzi ce a mai rămas, hidroelectrica, aeroportul, alea? Păi nu, stați așa, știți că Dragnea, că ne-a pus, că mă, nu merge, nu merge tot timpul, e, știți că până în 89 ne-a pus Ceaușescu, nu e adevărat, știați ce votați. Nu era că vă trimitea la canal sau că, nu știu, va aresta copiii. Era o chestie doar de demnitate. La un moment dat lucrurile astea se acumulează așa ca într-un vulcan de dedesubt și la un moment dat vor exploda. Dar e păcat pentru că multe lucruri nu mai le putem repara. Cum va schimba sau credeți că va schimba decizia așteptată vineri de către domnul Liviu Dragnea situația PSD-ului? Păi e în rău, în ambele situații în rău. Adică dacă domnul Dragnea va fi condamnat, îi va pune pe bieții oameni din piață să îi va întreba, vreți așa condamnat să fiu șeful vostru? Da. Doamnele din primul rând vor striga da, cei din spate vor striga o înjurătură, dar va rămâne că rămâne Dragnea și că uite l-au susținut cei din piață. Dacă va fi achitat, le va spune ceea ce le spune deja colegilor din conducere. Băi, eu m-am înțeles cu Coldea, am vorbit, am rezolvat. Ați văzut, eu conduc și în alta curte și pe toată lumea, am speriat pe toți. Ceea ce are și rău, pentru că toate lucrurile astea, sigur, îi sporesc puterea lui Dragnea în cercul 1, cel de curteni care vor funcții. Dar la oameni, acum sincer, ca bucureștean vorbesc, ne-PSD-ist, ne-PSD-ist. De ce sâmbătă trebuie să-mi strici mie orașul? Să mi-l ocup cu autocare, cu oameni amărâți care nu vor să vină, dar i-a duși cu forța. În loc să faci ceva, dacă s-ar putea de luni până vineri să nu mai stau în trafic, deci de luni până vineri eu bucureșteanul trăiesc în trafic, într-o conducere PSD-istă a Bucureștiului, nu poți dai vina pe alt partid. Și tu sâmbătă iar îmi blochezi Bucureștiul ca să ce? Ca să strige lumea obosită, moartă de foame. Și dar de... am înțeles că vor avea locuri de parcare la Parlament, că astăzi... Da, mai bine parchează și în curtea guvernului, că până la urmă, știți cum, nu mai există. Nu doar asta, vedeți, m-am uitat, au zis că au 2000 de autocare. 2000 de autocare ca să vii de oriunde dintr-o zonă dincolo de 50-100 de kilometri de București, costă cam, numai motorină și celălalt închirierea, cam 1000 de euro. Deci 2 milioane de euro cheltuite pe autocare. Mâncare, toate celelalte. Știu că acum Dragnea are toți banii României pe mână și 2 milioane de euro de nicăieri. Dar eu mi-aduc aminte că organizând acel eveniment de lansare a candidaturii mele la Arena Națională, unde sigur venea fiecare, stea pe scaun, n-am blocat nimic, și tot m-au înjurat, au venit 70.000 sau 50.000 câți au fost pe stadion și m-au înjurat 500.000. Și au zis, bine bă, PSD, Ponta, aruncați cu banii în loc să faceți lucruri mai. Păi ce a fost atunci a 10-a parte din ce face Dragnea acum, fără niciun scop, măcar atunci era o campanie electorală, să zicem că avea un sens. Deci reacția va fi, dincolo de oboseala și amărăciunea celor luați cu japca de acasă, va stârni la ceilalți o enervare și o ură chiar împotriva lui Dragnea și a PSD, extrem, extrem de radicală. Curtea Supremă a decis achitarea dumneavoastră și a domnului Dan Șovan, dosarul Turcen Rovinat. Cum ați primit dumneavoastră această veste? Bun, cei 3 ani din viață nu mi-i dă nimeni. Absolut toată lumea și adversarii mei politici, cei care mă plac și cei care nu mă plac, au știut de la început că acela a fost un fake, n-a fost un dosar adevărat, a fost o înscenare. Dar ați pierdut o funcție? Sau? Da, nu contează, nu m-am născut cu funcții, nu mor cu funcții. Contează că, repet, toată lumea știu de la început că dacă era, nu știu, mă prindeau cu un sac de bani în birou, era ceva. Dacă acum 10 ani, ca avocat, nu știu ce am făcut, era tot un fake. Până la urmă încerc și sunt o persoană pozitivă, încerc să văd partea bună din cei 3 ani de deșert. Am văzut și cine mi-e prieten și cine nu mi-e prieten decât la bine. Am, știți cum, am stat acolo pe băncuță la înalta curte și m-am gândit că viața înseamnă sus, jos, momente bune și mă...
Ce e rău după acel episod este că nu s-a întâmplat nimic. Ok, uite, Ponta a demisionat din funcție, foarte bine am făcut și așa trebuie să facă orice om politic. Am demisionat, m-am prezentat la toate termenele, mi-am susținut, n-am vorbit la televizor, cred că am fost și la dumneavoastră la interviu și v-am zis, nu vorbesc de dosar decât în fața judecătorilor. Deci eu am jucat by the rules, am respectat regulile democratice. Mi-am dat demisia, am mers la tribunal, m-am apărat, nu am influențat judecătorii. S-a dat decizia, în unanimitate. Nu s-a dat pe o chestiune de procedură, nu știu că a zis Curtea Constituțională sau... Nu, s-a dat pe fond, că faptele respective nu există și nu sunt, nu întrunesc. Acum mă uit, cel care m-a acuzat pe nedrept, nu doar pe mine, și pe Grindeanu și a făcut multe dosare proaste, domnul Încheșeliu este în continuare în conducerea DNA. Deci nu că n-a fost sancționat, nu că n-a zis, domnule, în conducere. E ca și când mie îmi dați pe mână o firmă, eu dau faliment cu ea, o fac praf și mă promovați, mă duceți mai sus. Adică, vedeți, de aici s-a ajuns la această reacție, că eu nu cred că oamenii nu vor să fie prinși corupții. Și eu vreau să fie prinși corupții. Nu vreau să trăiesc într-o... sau să oprim corupția instituționalizată, cum e astăzi. Dar și în partea aia, dacă în loc să prinzi corupții, îți folosești puterea ca să faci loc politic, dai pe Ponta deoparte, îi mai faci un dosar lui Tăriceanu, mai dai pe șeful de la nu știu care, îl dai pe... ai greșit? Răspunzi. Faptul că nu răspunde nimeni din potrivă, sunt promovați, e o chestie unera. Și aici, și asta a fost părerea mea și mi-am exprimat-o de la început, doamna Chioveși seamănă foarte tare cu Liviu Dragnea. În sensul în care, în loc să-și salveze instituția și să zică, doamne, ok, s-a greșit, nu știu, eu, portocală, onea, Încheșelu. Noi am greșit, ne dăm deoparte, lăsăm pe alții mai buni, important e ca instituția. Dom'le, ei se scufundă cu instituția. Și Dragnea la fel. Dragnea, dacă PSD va avea 5%, el nu pleacă din funcție. Că el vrea să se salveze pe el. Deci, distrugerea DNA, să știți, principalul vinovat de distrugerea DNA este Chioveși. Intenționați să parcurgeți anumiți pași după această decizie? Mă gândesc la o răzbunare, în ghilimele. Nu vreau răzbunare. Nu, și nu cred în răzbunare, dar cred în altceva. Și am vorbit cu ceilalți, așa zis, inculpați, achitați ca și mine, că am avut timp să stăm acolo destul. Deci pentru acest dosar, care de la început era un fake, care se, nu știu, mi-a zis că 51.000 de lei prejudiciu sau... Încheșelu a cheltuit aproape 1.000.000 de euro. Au fost 80 de percheziții la oameni care nu au nicio treabă. Sute de ședințe, de audieri, mascați, oameni, aproape 1.000.000 de euro din banii statului. Mai departe, și eu și ceilalți ne-am pierdut salariul, ne-am pierdut locul de muncă, eu n-am putut să mă angajez la nu știu ce, unde am fost invitat la universitate. Am zis, domnule, nu predau că sunt penal. Vă uitați pe Wikipedia, scrie că sunt penal, nu? Am un dosar. Ei, și am să adunăm toate chestiile astea și nu vrem să dăm în judecată de neo, că eu nu vreau să iau bani de la statul român. Eu vreau să luăm banii de la Încheșelu, de la el. Știți de ce? Pentru că data viitoare, viitorul Încheșelu, înainte să facă o chestie de genul ăsta, va zice, voi, deci dacă fac o măgărie de asta, peste un an, doi, trei, o să vină să-mi ia casa, să-mi ia mașina, să mă arunce în stradă. Ia să n-am eu grijă să fac dosare atunci când am probe și atunci când e ok. Dacă văd că nu sunt convins de chestia asta și îl vom da în judecată în civil, vom plăti taxe de timbru și vom calcula toți banii pe care i-a cheltuit și statul român și pe care am pierdut și noi. Repet, pen încălcări, n-a fost o chestiune de încălcări flagrante, vă dau un singur exemplu. ANAF nu s-a constituit parte civilă în cazul meu pentru că a ieșit expertiza că am plătit toate taxele. Domnul Încheșelu a spus, s-a constituit parte civilă și are 51.000 de lei și era hârtia de la ANAF. Am vrut să depun hârtia, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Nu mi-a primit-o. A trebuit să o depun la instanță. Deci niște chestiuni de reavoință. Vreau să plătească din buzunarul lui, au salarii mari, slavă Domnului, muncă proastă ca la stat. Adică salarii mari și cu cât e munca mai proastă, cu atât e salariul mai mare. Și vreau să plătească din banii lui. Poate în felul ăsta, data viitoare când face un dosar politic, o să gândească și el și alții mai bine. Domnule Victor Ponta, eu vă mulțumesc pentru... Eu mulțumesc și pentru rapiditatea cu care ne-am mișcat. Și vă mai așteptăm. Vin oricând cu plăcere. Mulțumesc.